Artiștii care vor cânta playback și nu vor anunța despre acest lucru spectatorii sau telespectatorii vor fi amendați. Acest lucru se va întâmpla în cazul în care Parlamentul va susține inițiativa legislativă înaintată de către deputatul Simeon Grișciuc. Interpreții afirmă că astfel ar putea să-și pună în valoare vocea. Eu sunt foarte deschisă vis-a-vis de această lege pentru că nu am nicio problemă cu live-urile și cu playback-urile care sunt interpretate de ceilalți artiști. Eu cred că este un pas înainte pentru industria noastră. De ce? Pentru că trebuie să știe lumea ce se întâmplă. De multe ori sunt derutați oamenii și nu prea înțeleg e playback sau e live, pentru că nu fiecare are urechea unui muzician. Totodată, condițiile din unele săli și platouri de televiziuni din țara noastră nu dispun de echipamentul necesar interpretării live. În momentul în care acești doritori de a vota aceste legi vor oferi, zic eu, anumite condiții, anumite lucruri necesare pentru aceste concerte, eu cred că atunci nicio problemă nu se va discuta și nu va apărea. Dar atâta timp cât lucrurile încă sunt în epoca, permit să zic, de piatră sau medieval la noi aici, mă refer acum la dotarea sălilor cu aparataj și tot felul de lucruri necesare pentru un concert live, atâta timp e destul de greu să discutăm despre aceste legi. Televiziunile din Republica Moldova, în mare măsură, nu sunt pregătite pentru a lăsa artiștii să evolueze live în cadrul talk show-urilor lor, emisiunilor lor televizate. Și atunci o să apar iarăși stupiditatea de partea artiștilor. Pentru că da, poți să riști să vii să cânți pe viu, dar poate să sune până într-atât de prost încât asta să fie în dezavantajul proiectului. Potrivit directorului Oficiului Republican al Dreptului de autor Iurie Bădicu, noua lege a playback-ului va fi una de succes pentru că artiștii talentați vor alege în cele mai dese cazuri să cânte live. O văd oportună, o văd binevenită, însă sunt mai mulți factori care ar trebui luați în vedere. În primul rând, faptul dacă agențiile concertistice, mă refer și la cele private și la cele publice, vor fi în stare să acorde sau să pună la dispoziție interpreților întreg spectru de rider tehnic sau tot aparatajul necesar pentru a efectua o prestație live la nivel. Inițiativa legislativă a fost înaintată de către deputatul Simeon Grișciuc. Potrivit lui, emisiunile televizate vor fi obligate să informeze telespectatorii despre modalitatea în care cântă artiștii. În acest caz, cuvântul playback trebuie să fie scris pe burtieră lângă numele artistului. Inițiativa legislativă constă, de fapt, are ca scop apărarea trei piloni. În primul și în primul rând, arta și cultura noastră națională, veritabilă, autentică. Doi, concurența loială între artiști, cei care cântă, de fapt, prin sudoarea frunză și prin talentul care îl au. Și trei, protecția consumatorului. În cazul în care artiștii nu se vor conforma acestor prevederi și vor continua să inducă în eroare spectatorii și telespectatorii, aceștia riscă să fie amendați. În cazul persoanelor fizice, amenda se ridică până la 1.000 de lei, iar în cazul persoanelor juridice, amenda poate crește și până la 4.000 de lei. Persoanele cu funcție de răspundere vor fi amendați cu până la 6.000 de lei, cu returnarea sumelor plătite de spectatori pentru bilete. Numai muzică live la TVC 21.